Într-o zi geroasă de iarnă, mă aflam într-un cimitir pentru oficierea unei înmormântări. Lângă groapă și sicriu, aproape de familia îndoliată, am deschis Sfânta Scriptură. Am ales să vorbesc acolo despre judecata de apoi, așa cum este ea cunoscută în popor, ca fiind ziua în care fiecare persoană va sta în fața raportului propriei vieți. Încă din primele minute ale cuvântării mele, am observat în mulțimea prezentă un domn îmbrăcat într-un palton negru și lung, cu o pălărie neagră pe cap, cu o față proaspăt bărbierită, care nu avea mai mult de 70 de ani. Ceea ce mi-a atras atenția la acest domn era modul în care mă asculta. Era numai ochi și urechi. Pe chipul dumnealui am citit nu doar atenție, ci și groază. La final, după ce am transmis condoleanțe familiei, m-am îndreptat spre poarta cimitirului. În timp ce mergeam, am observat că domnul acesta mergea paralel cu mine la 2-3 alei distanță. Mi-am dat seama că mă va aborda. Am încetinit pasul și când am ajuns la poartă, dumnealui mă aștepta. Bună ziua, domnule pastor! Sunt medic ginecolog pensionar și și-a spus numele. Aș dori să vă pun o întrebare. Este posibil? Sigur, am răspuns eu amabil. Domnule pastor, m-ați îngrozit. M-ați îngrozit. Vedeți mâinile acestea? Și ridică ambele mâini în fața mea. Cu aceste două mâini am făcut mii de avorturi. Mii de avorturi. Orașe întregi au pierit din cauza mea. Vă rog, spuneți-mi ce am să fac la judecată. Ce am să fac la judecată? Omul acesta nu era nici nebun, nici slab de îngeri. Era un om care probabil de-a lungul carierei sale a fost frământat de gândul că ceea ce face s-ar putea să nu fie moral, dar din diferite raționamente a continuat. Acum, după atâția ani, printre cruci și morminte, în fața cuvântului lui Dumnezeu, vechea frământare revenise. A devenit conștient că într-o zi va sta în fața judecătorului întregului pământ. A realizat că nu va scăpa de judecată, chiar dacă la momentul în care vorbea cu mine nu mai practica ceea ce practicase în trecut. Iată cum descrie Sfânta Scriptură prin cuvintele profetului Daniel ziua judecății de apoi. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie erau ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Expresia atât de sugestivă, un îmbătrânit de zile, se referă la Dumnezeu Tatăl, care prin gestul de a se așeza, declară începerea judecății. Daniel continuă spunând astfel. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat pe cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. Expresia a venit unul ca un fiu al omului se referă la Domnul Iisus Hristos, care este și Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Venirea sa descrisă aici,
Nu se referă la a doua sa venire pe pământ, ci la intrarea sa ca mare preot în locul preasfânt, așa cum spune Evrei. Avem un mare preot care a străbătut cerurile. Intrarea sa ca mare preot în locul preasfânt, în adevăratul cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul, așa cum spune Evrei 8:1-2, are ca obiectiv principal judecata. Pentru a înțelege mai bine cuvintele profetului Daniel, vă invit la cortul întâlnirii, pentru că simbolistica de acolo vorbește exact despre procesul judecății lui Dumnezeu. Vom înțelege traseul vinovăției, începând cu păcatul comis de om, până când acesta ajunge în locul preasfânt, pentru ca în final să fie șters de acolo. Cortul întâlnirii pe care evreii l-au folosit ca loc de închinare a fost mijlocul prin care Dumnezeu a dorit să-l învețe pe om modul în care acesta poate fi iertat și salvat de consecințele păcatelor sale. Cortul întâlnirii avea o curte împrejmuită cu un gard de pânză. În această curte se afla cortul întâlnirii, care avea pereții și acoperișul tot din pânză. Cortul avea două încăperi. Prima încăpere, numită Sfânta sau Locul Sfânt, și a doua încăpere, numită Sfânta Sfintelor sau Locul Preasfânt. Cum intrai în curte, era un altar de jertfă. Între el și prima intrare era un lighean în care preoții spălau mâinile. Cum intrai în prima încăpere în Sfânta, pe partea dreaptă se afla masa cu pâini, în partea stângă se afla sfeșnicul cu cele 7 brațe, iar în fața perdelei care separa cele două încăperi se afla altarul tămâierii. În Sfânta Sfintelor, deci dincolo de perdea, se afla chivotul legământului cu capacul ispășirii. În această a doua încăpere nu avea voie să intre decât marele preot, și acesta doar o singură dată pe an, în ziua cea mare a ispășirii. Când un om păcătuia, lua un miel, intra în curtea cortului întâlnirii, și acolo, lângă altarul de jertfă, cu mâinile așezate pe capul mielului, cu emoție își mărturisea păcatul. Apoi cu mâinile sale lua viața animalului nevinovat. În acest fel, în mod simbolic, păcatul omului trecea de la omul vinovat la mielul nevinovat care murea în locul omului. Preotul punea animalul pe altarul de jertfă, lua din sângele acestuia, intra în prima încăpere și stropea sângele mielului pe perdeaua care separa cele două locuri, cel sfânt de cel preasfânt. În acest fel, în mod simbolic, păcatul care a trecut de la om la animal era acum transferat de la animal la preot, care la rândul său îl ducea în locul preasfânt prin stropirea perdelei cu sângele mielului. Astfel, în decursul unui an, în mod simbolic în Sfânta Sfintelor, erau depozitate sau îngrămădite toate păcatele poporului Israel. Ziua ispășirii era o zi a pocăinței la nivel național. Copiii lui Israel posteau și își plângeau starea înaintea lui Dumnezeu. În această zi unică din an, când era schimbată perdeaua plină de pete de sânge, marele preot intra în locul preasfânt pentru a face ispășire pentru păcatele sale, pentru păcatele preoților și pentru toate păcatele poporului, toate adunate în locul preasfânt. Curtea cortului și cele două încăperi ilustrează trei etape din lucrarea pe care o face Hristos în procesul de iertare și salvare a omului. Curtea, locul unde păcătosul aducea animalul de jertfă, simboliza
pământul nostru, planeta Pământ, pe care Fiul lui Dumnezeu a coborât ca om și reprezintă lucrarea sa în postura de miel, jertfă adusă pentru păcatele omenirii. Prima încăpere, locul unde preoții slujeau zilnic, reprezintă lucrarea Domnului Iisus de mijlocitor pe care a început-o în momentul înălțării sale la cer după înviere. A doua încăpere, în care marele preot intra o dată pe an, reprezintă lucrarea sa de judecător pe care a început-o, cum spune Biblia, la vremea sfârșitului. După cum marele preot intra în locul preasfânt o dată pe an pentru a face ispășire pentru păcatele poporului, la fel Domnul Iisus a intrat ca mare preot în locul preasfânt din ceruri o dată pentru totdeauna, pentru a face ispășire pentru păcatele oamenilor care sunt scrise în cărțile din sanctuarul ceresc. În Sfânta Sfintelor, păcatele poporului erau scrise prin miile de pete de sânge. În sanctuarul ceresc, păcatele oamenilor sunt scrise în cărțile despre care vorbește profetul Daniel. În curte, adică pe pământ, Iisus a coborât ca prunc sau ca miel. După răstignire, s-a înălțat la cer și a intrat în prima încăpere a sanctuarului ceresc pentru a mijloci în favoarea păcătosului. Biblia spune că înainte de sfârșitul lumii va fi vremea sfârșitului. Acest timp al sfârșitului a fost identificat de mai mulți cercetători din Evul Mediu în diverse tradiții de interpretare ca fiind pe la jumătatea secolului XIX. Conform profeției din Daniel 8:14, avem motive să credem că începând cu anul 1844, Iisus Hristos a intrat ca mare preot în cea de-a doua încăpere a sanctuarului, unde nu doar mijlocește, ci judecă. Aceasta înseamnă că începând cu secolul XIX, trăim în timpul când Dumnezeu cercetează viețile oamenilor. Judecata nu va veni, ci a venit deja. Noi trăim în timpul judecății. Biblia spune în Apocalipsa 14:7, a venit ceasul judecății lui. Când judecata se va încheia, atunci Fiul lui Dumnezeu va veni a doua oară. Judecata nu va începe când El va reveni, ci El va reveni când se va încheia judecata. Cum altfel ar putea să dea fiecăruia după faptele lui dacă nu a avut loc o judecată? Sunt două realități foarte importante despre judecată, pe care vreau să le punctăm acum. Prima, am găsit-o în cartea Romani, capitolul 14:10, am să citesc ultima parte. Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Expresia toți ne vom înfățișa se referă la faptul că Dumnezeu aduce la judecată toți oamenii, nu doar o categorie din ei. Hitler, Stalin, Ceaușescu, Avraam, Iov, Daniel, eu și dumneavoastră, toți vom fi judecați. Toți vom sta înaintea scaunului de judecată. A doua realitate importantă, am găsit-o în cartea Eclesiastul și vreau să o citesc. Ultimul capitol, chiar ultimul text spune așa: căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Expresia va duce orice faptă la judecată completează tabloul judecății, în sensul că la judecată sunt aduși nu doar oamenii, ci și faptele lor. Fapte comise la lumina zilei sau sub întunericul nopții, fapte comise în public sau în taină, toate acestea vor fi aduse la judecată. Deci, judecata se concentrează pe două obiective mari, pe oameni și pe faptele lor.
toți oamenii și toate faptele lor vin la judecată. Cu mai mulți ani în urmă, am citit despre două persoane care au decis să-și pună capăt vieții. Una pentru a scăpa de o datorie la bancă și alta pentru a scăpa de o condamnare cu executare. Punându-și capăt vieții, au scăpat. Dar moartea nu este o soluție în fața judecății de apoi, pentru că Biblia declară și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărți. Știți ce înseamnă aceasta? Că un om, nici chiar mort, nu poate scăpa de judecată. Moartea ne poate scăpa de bancă, de penitenciar, dar nu de judecată. Daniel spunea, s-au deschis cărțile. Ce rol au aceste cărți? Cărțile acestea nu sunt altceva decât dovezi. Sunt probe în dosarul fiecăruia dintre noi. În aceste cărți sunt scrise toate faptele noastre, atât cele bune, cât și cele rele. Vă invit să urmărim pe ecran două paragrafe de o rară profunzime cu privire la faptele bune și rele care sunt scrise în cărțile din ceruri. Faptele bune. Cuvintele lor de credință. Faptele lor de iubire sunt scrise în ceruri. În cartea de aducere a minte este imortalizată orice faptă de dreptate. Acolo se înregistrează cu credincioșie orice ispită cărei s-a rezistat, orice păcat biruit, orice cuvânt de milă duioasă și orice faptă de jertfire, orice suferință pentru Hristos este raportată acolo. Faptele rele. Citez. Cu o exactitate teribilă sunt înregistrate și aici planurile și motivele ascunse. Orice faptă egoistă, orice datorie neîmplinită și orice păcat ascuns, orice prefăcătorie iscusită, clipele risipite, toate sunt înregistrate de îngerul raportor. Sunt raportate exact orice zâmbet ironic și orice josnicie din partea păcătoșilor. Nu aș dori ca aceste două paragrafe să sperie pe cineva. Și din acest motiv vreau să vă împărtășesc ceva despre judecată, ceva care pentru mine este extraordinar. Atunci când ne gândim la judecată, ne speriem, pentru că într-adevăr judecata este de temut. Pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu însă, judecata ar trebui să nu fie o pricină de groază din două motive. Primul motiv, judecătorul, așa cum spune Biblia, este mijlocitorul nostru. Ioan declară copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este și judecător, dar și mijlocitor. Al doilea motiv. Noi suntem judecați după fapte, este adevărat. Dar oameni buni, suntem mântuiți prin credință. Dacă am fi fost mântuiți tot după fapte, nimeni dintre noi nu ar fi avut șansa mântuirii. Mântuiții vor fi păcătoși iertați, iar nemântuiții păcătoși neiertați. În judecata după fapte și mântuirea prin credință, vedem dragostea lui Dumnezeu care este implicată profund în acest proces al judecății divine. Acum când judecata lui Dumnezeu are loc în curțile cerești, este momentul potrivit să-mi recunosc păcatele, să le regret, să le mărturisesc și să-mi predau viața lui Dumnezeu. Este singura șansă pe care o am ca om să trec cu bine de ziua judecății. Este timpul să venim chiar acum la cel care a declarat, te iubesc
cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea, pentru că doar cel care este veșnic ne poate primi cu o iubire veșnică.